în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vă vorbesc despre tehnologii, în acel tipar de deducții și inducții logice. Deci, fiți atenți ce scrie în carte, o carte de pe vremuri din 1980, despre inducție și deducție logică. Inducția este modul de raționare de la particular la general, de la fapte la generalizări. Orice noțiune, cât de simplă, se poate forma numai ca urmare a trecerii de la cercetarea faptelor la generalizări. Da? Cercetarea faptelor, de exemplu, pe tehnologie, sunt niște fapte. Da? Și generalizarea e tehnologie, chestia generală. Ca urmare, pentru a studia fenomenele economice, este nevoie de examinare atentă a faptelor. Fără acest lucru, orice generalizare ar fi neștiințifică. Deducția logică este modul de raționare de la general la particular. Astăzi, dacă vorbim de tehnologie, da, de la tehnologie la chestii particulare tehnologice, da? De la teze generale la teze particulare. Sprijinindu-se pe studierea și generalizarea faptelor, deci pe rezultatele inducției logice, deducția logică permite, din punctul de vedere al generalului, al întregului, ca, în lumina legilor cunoscute, să se înțeleagă profund fenomenele concrete, particulare, să se pătrundă în esența lor, să fie explicate pe baza legii cunoscute. Bun, să vedeți cum ajungem la tehnologie. Ce facem? Uite, asta facem. Începem cu categoria economică generală, proprietatea. Aude ce spune aici, proprietatea este elementul hotărător în cadrul relațiilor de producție și ocupă locul central în sistemul categoriilor economice. Deci tehnologia e după proprietate, da? Proprietatea ocupă locul central. Bun, deoarece tipul și formele ei determină caracteristica esențială a întregului sistem al relațiilor de producție dintr-o anumită orânduire socială. Bun, noi astăzi trăim un sistem economic care se bazează pe tehnologie. Și fiți atenți cum se structurează pe inducții logice și deducții logice. De la general la particular, de la particular la general. Și avem așa. Fiți atenți aici. Avem proprietatea, da? Care e publică în sine ei, da? Ori privată a statului. Așa cum am spus și până acum. Proprietatea publică, prin primul articol din Constituție, capitaliștii o transformă în privată a statului, ca să fie administrată de guvern și să nu mai ai cota aia ta indiviză. Cum ai la proprietatea publică, în care ești coproprietar pe toată țara și ai o cotă parte indiviză. Vreun hectar și ceva ți intră de suprafață, da? Și cum te administrezi pe acolo? Prin referendumuri. Că toți suntem coproprietari și decidem prin referendumuri. Orice ține de țara asta. Da? Din coace, sunt hotărâri abuzive de guvern, că nu ai cotă indiviză. Toată ziua auziți hotărâri de guvern, hotărâri de guvern. Nu ale voastre prin referendum, ca atunci când sunteți coproprietari. Da? Și proprietatea e publică, e privată a statului. Bun. Și fiți atenți aici, de ce ne legăm? Că sunteți coproprietari în țara voastră, nu e privat al statului, pentru că guvernul nu are... nu e proprietar pe proprietatea publică, nu mă administrează. O privat al statului care îl face prin Constituția lor capitalistă, îl face să ajungă în administrarea guvernului sus la vârf. Să nu deveniți voi coproprietar, să nu aveți cotă parte indiviză, să decideți prin referendumuri. Da? Asta e. No. Și proprietatea asta publică mergem în jos. Uite, resursele. Dacă vrei să îți faci ceva util și comod pentru tine, uite, trebuie să transformi natura în lucruri utile și comode. Cum vedeți, casa, masa, da, de exemplu, țiglele de pe casă, e un lut acolo așa, cărămizile, e un lut, plăcile ceramice, e un lut și ăla pe acolo. Porțelanul, e un lut mai special un pic, luată pe la vulcan de pe acolo. Mobila de lemn, e luată din pădure. Cimentul dintr-un versant de munte și așa mai departe, da? E, sunt niște resurse care săracele le găsești prin pământ sau pe deasupra pământului.
Dar resursele sunt publice, adică sunt ale noastre, ale tuturor. Avem cotă parte indivisă pe toate resursele. Da? Și trebuie să decidem pe ele prin referendumuri. Da? Și ca să facem ce? Păi să ne facem lucruri utile, că vânători cu legători, cum eram pe vremuri, era greu să fim. Da? Și am învățat să facem și transformarea naturii în lucruri utile și comode mai sofisticate decât o făceam pe vremuri. Bun. Și cum faci transformarea asta naturii în lucruri utile și comode? Te gândești așa, cum fac ceva util? E un cuvânt ăsta special, zice tehnologie, la transformarea naturii. Logie e o logică și tehno e un cuvânt grecesc, am uitat cum, o creație mi se pare că îi zice. O știință a creațiilor, da? Ca să-ți faci lucruri utile și comode. Și pentru asta, ce ai nevoie? Ai nevoie de o materiologie ca să-ți faci lucrurile. De exemplu, dacă vrei să-ți faci casă, doamne, mă duc să iau lut dintr-un deal, să fac niște cărămizi, să-mi fac și o casă pe acolo. E, bun, ai materiologia. După care te trezești, doamne, am cam obosit, da? M-am chinuit, am tras de lucruri, toate alea. E, aici și mai ai nevoie și de energologie, știi, de energie. Că e umană, că e naturală, e nevoie și de energie, pe lângă chestia aia materială. Energie care tu personal ți-o iei din mâncare, alții și-o iei din petrol, din gaze, din soare, din alte lucruri, da? Bun, și când mă duc să-mi iau, să-mi fac asta, cărămida din lut, cum fac? E un proces tehnologic acolo. E o transformare a naturii în lucruri utile și comode, cum e acum, dau o cărămidă. E un proces tehnologic acolo și un procedeu. Săracul proces tehnologic e cum faci. Timpul, cum faci. Și procedeul e metoda tehnologică, da? E metoda. Dom'le, cu ce iau? Eu cu sapa, dau cu sapa în deal să-mi iau lutul și după la amestec în tot felul de hârdaie, treaba aia, da? Ăla-i procesul. Procedeul cum dai, cu lopata, cu ce ai pe acolo, cu sapa să ții, și metoda, procedeul, că în hârdăul ăla amesteci acolo și ți iese cărămida aia pe acolo, ți iese huma, ca să tragi cărămida, da? Deci două chestii, da? Un proces tehnologic și un procedeu tehnologic. E, astea mai au ci că, acum științific mai nou, e o chestie de randament. Adică ce înseamnă randamentul ăsta? Doamne, procesul ăsta tehnologic și procedeul tehnologic, cât de greu e, se face. E o chestie naturală care nu poți să o depășești, sunt niște legi ale fizicii care nu pot fi depășite. Deci trebuie să consumi o energie și o chestie materiologie, da? Și în funcție de cât mai puțin față de ce îți dă natura, legea aia fizicii, e randamentul ăla, care poate fi energetic, de energie, sau mecanic, de mecanică, de greutăți și lucruri din astea. Am mai dat pe la... am mai făcut filmulețe de-astea. E, astea sunt, da? Astea șase. Materiologie, energologie, procesul tehnologic, procedeul tehnologic. Randamentul energetic și randamentul mecanic. Da? După care ai bilanțuri pe materiologie, bilanț pe energologie, bilanț pe procesul tehnologic, bilanț pe procedeul tehnologic, da? Randamentul energetic, bilanț pe randament mecanic. Ce e bilanț? Atunci când faci niște lucruri, ai niște procedee și procese care se lungesc. E, lucrurile astea care se lungesc, zice bilanț, știi că e lanț și bilanț, una, două, trei, patru, nu e unul singur. Și la unul singur se face. Dar bilanțul e la mai multe. Da? Unul singur te ia numai de astea șase. Când faci două procese sau procedee tehnologice, intri în bilanțuri energetice, mecanice, tehnologice, de materie, de energie, da? E, și la bilanțul ăsta trebuie și o ecologie, că dacă te apuci din dealul ăla să-l tot fâstecești, te trezești că faci ecologic o mare prostie. Distrugi mediul și sunt probleme, da? La bilanțul îți trebuie și ecologia. Bun, deci astea, da, materiologie, procesele, procedele, randamentele, bilanțurile plus ecologia se fac și se pun
La orice operațiune economică sau tehnologică pe care o faci. Aici și la operațiunea asta, știți că aveți și legile fizicii. Veți fi coproprietari și pe legile fizicii. De ce? Păi ca să nu fie altul proprietar pe ele și să facă profit, știți, să devină capitalism. Da, ești coproprietar că e proprietate publică și trebuie să fii coproprietar pe și pe legile fizice. Da? Ei, legile ale fizice au zis în 7 unități fundamentale de măsură și multe altele derivate. E, alea îți trebuie ca să îți calculezi fiecare operațiune tehnologică. Pe randamente energetice, pe procese tehnologice, procede, materiologie, energologie. Dar pe fiecare operațiune trebuie să faci lucrul ăsta. Cu unitățile alea de măsură pe care ești și tu coproprietar. Să nu fie altul proprietar, să se facă privat al statului sau privat al patronului și să profite de tine, să te pună capră, da? E, la fiecare operațiune de pe o linie de producție se calculează toate astea. Câtă materiologie ai nevoie, câtă energologie. Ce proces tehnologic e, ce procedeu tehnologic e. Ce randamente energetice sunt, ce randamente mecanice, da? După aia, aceleași lucruri, da? Bilanțurile e un calcul, da? Ce calcule ți iese din toate astea, cât ai consumat materie, cât ai consumat energie, da? Și toate alea, da? E, după care, la toată linia de producție, operațiune cu operațiune, da? Faci bilanțul ăsta cu astea 6 de aici de sus, da? Și în felul ăsta faci calculul pe linia de producție și ești coproprietar acolo și tu decizi în tot și în toate, prin referendumuri. Orice operațiune, orice linie de producție, orice randament, orice proces tehnologic, fiecare și le poate, poate să facă referendumuri, ori invenții, ori toate alea, să-și aducă o contribuție la lucrurile astea pentru îmbunătățirea transformării naturii în lucruri utile și comode, știi? Ca să muncești mai puțin și să ai mai mult. Același lucru faci pe toată industria. Aceleași lucruri la toată industria se pun, da? Cu randamentele energetice, mecanice, bilanțurile pe toată industria, da? O iei de la operațiune, linia de producție, industria, ramura, da? Te duci până în lanțul economic, până la toată macroeconomia. Ce e lanțul economic? Păi lanțul economic, domne, e de la resursă, da? Din pământ, de unde e resursa, energia ce o iei și tot de prin pământ sau de unde e, după aia productivitatea în fabrici și uzine, a treia mare chestie, a patra e o prelucrare acolo și a cincea o asamblare, ăla e un lanț economic. Dar unde trebuie prelucrare, asamblare și ce? Păi la o Dacie, nu? La o Dacie n-ai văzut câte 10.000-20.000 de piese. Trebuie o prelucrare acolo, o asamblare la piese, după aia e funcționarea cu mentenanța, după aia cei trei R, reciclare ori neutralizare, da? Ăsta e un lanț economic. Ramurile acum ți-am zis de Dacie, știi că e o Dacie. De ce ramuri? Pentru că îți vine multe piese din multe direcții. Și industria asta că e numai exact fabrica ce o ai de Dacie, da? Și acolo sunt și niște linii de asamblare și toate alea, da? Care săracele cu randament mecanic, proces tehnologic, procedeu tehnologic, cu materiologie, energologie, da? Așa se face, da? Acum am mers cu inducția logică în sus, spre tehnologie, da? Și acum coborăm în jos, da? Aia, cu deducții logice din tehnologie, da? Ce este din tehnologie și transformarea naturii, da? Materiologie, energologia, procesul tehnologic, procedeu, da? Aia, da? Și uite aici, toate astea de aici se pune la fiecare operațiune, la fiecare linie de producție. Aceleași lucruri de aici. La fiecare industrie, tot aceleași lucruri, da? Plus bilanțurile, că sunt mai multe astea șase, cu bilanț. Astea șase, astea șase, astea șase, da? Se întâmplă un bilanț acolo. Da? Pe fiecare ramură, pe lanțul ăla economic, da? Ai bilanțuri, că lanțul e resurse, energie, tehnologie, prelucrare, da? E un lanț acolo, care toate astea șase de aici se pun, plus ecologie, da? Se întâmplă bilanțul ăla acolo, ca să-ți calculezi matematic, ce faci? Până calculezi toată macroeconomia, da? E, asta e! Și pentru că e proprietate publică și noi decidem prin referendumuri, materiologie, energologie, procese, procedee tehnologice, e,
Cooperativa asta națională, pentru că suntem coproprietari publici, trebuie să ne facem cooperativă națională, asta e denumirea juridică a economiei, da? Avem cea mai bună structurată și eficientă economie. De ce? Pentru că decidem prin referendum să fie cât mai bună operațiunea pe fiecare linie de producție, în fiecare industrie, în fiecare ramură, fiecare lanț economic, distanțele, unde se pun fabricile, distanțele între fabrici și orașe, între resurse și orașe. Între toate alea sunt oameni mai deștepți, dacă voi ăștia mai micuți nu vă pricepeți, alegeți pe scări meritocrate niște oameni mai deștepți să vă reprezinte public, așa cum am spus ieri, nu să vă reprezinte privat, cum face guvernul sau patronul, public, să facă pentru voi. Adică i-ați dat un mandat să-și facă serviciul ăsta. Adică un inginer îl pui acolo, da, să calculeze, după care vorbiți voi între voi, cu inginerii de sus și tot așa, după care dați prin referendum, domne, ce să decidem acolo, cum să ne fie cât mai bine economic. Da, totul prin referendum, că suntem toți coproprietari pe fabrici și uzine. Da, autoconducerea și autogestiunea economică, cum auzeați pe vremea lui Ceaușescu, toată ziua. Ai ideea de proprietate publică. Așa e și în tehnologie, așa și în fabrici și uzine, așa și în orașe și în toată țara ta, și în pădure și în toate alea. Toți trebuie să-și dea, să facă referendumuri pe partea lui, pe cota lui de indiviză, a 20-a milioană aparte, să facă referendumuri pentru orice. Cu cât te bagi mai mult, cu atâta contribui mai mult și tragi înspre tine lucrurile economice. Nu lăsa să decidă alții. Cum a decideau pe vremuri Ceaușescu, da? Erai reprezentat public de Ceaușescu, ăla nu se îmbogățea, făcea pentru tine, dar făcea cum vrea el. E acum capitaliștii că se transformă în proprietate privată a statului, îți ia dreptul ăsta de coproprietar național, pe economie, pe resurse și pe tot, și dă hotărâri abuzive de guvern ca să te pună pe tine capră, să nu decizi nimic, ca să-ți vândă partea ta de coproprietate cui? La patroni, la străini, și tu rămâi chelea. Ba te angajează careva, ba nu te angajează, dacă te angajează cu salariu minim, te dă afară când vrea și bate joc de tine. Și tu de fapt ești coproprietar pe acolo. Dar ți-o fura dreptul ăsta de coproprietar prin primul articol, în paragraful 5 din Constituția din 91, și voi nu vă prindeți de faza asta. Și azi, dacă te duci la guvern, băi, guvernul, ești proprietar pe proprietate publică, arată certificatul de proprietar. N-au bă așa ceva. Și atunci, cine-i proprietarul? Păi voi toți. Și cum o să decideți dacă voi sunteți toți proprietari pe acolo? Păi prin referendumuri. Și vă face referendumuri aia. Nu vă face, că dacă vă face referendumuri, se duce capitalismul lor. Nu mai poate să decidă guvernul ca să ce? Să dea proprietatea publică la privați, da? Să folosească privații de ele și voi să n-aveți nimica, da? Să munciți pe salariul minim la privații aia. Pricepeți inducțiile și deducțiile alea, da? Cum a zis și ieri și alalteri. A? Numai pe structura asta copilărească mergeți. Zici că, băi, e prea ușor. Da, domne, e ușor, ca la copii de 12 ani, cam pe acolo. Dar e foarte important. E esențială treaba. Da? Și uite așa. Deci așa am structurat pe economia publică. Cum e treaba? Din coace. Uite, la capitaliști, dacă îți face proprietate privată a statului, resursele sunt administrate de guvern, care le dă la patroni și patronii le administrează cum vor ei. Se cagă pe voi și mai tare. E, și se întâmplă o aplicare marginală a economiei. De ce? Pentru că transformarea asta a naturii în lucruri utile și comode sunt făcute de patroni în SA-uri sau mai ales în SRL-uri, în societăți cu răspundere limitată, nu au adresant. În cooperativa națională, știți cum v-am zis zilele trecute, unul cere, altul produce. Altul produce, altul cere, știi? Ai adresant acolo, unii cu alții. La SRL nu se adresează nimănui. Ce face ăla acolo cu SRL-ul lui? Ce produse face și toate alea? Nu se adresează și aplicarea e marginală la tehnologiile astea. Da? Materiologie și energologie rămâne la fel, pentru că asta e natura. Procesele tehnologice și procedeele tehnologice, ei, patronii din SRL-uri, știu ce să facă, ce au ei impresia că e bine. E o prostie, știi?
niște proști pe acolo, analfabeți. Randamentele energetice și randamentele mecanice le pasă și nu le pasă de ele, dar n-au ei treabă, ei au treabă cu profitul, domne, să profite, da? Bilanțurile economice plus ecologia nu-i prea interesează, interesează numai dacă iese profită reală, ecologia nici atâta nu interesează, deci asta înseamnă aplicare marginală, de margine. Nu e serioasă treaba. Înțelegeți? Toate astea de pe aici. Pace de capul lor. Uite, orice operațiune de pe linia de producție care o fac, domne, o face de capul lui. Trebuie să ții cont de legile fizice, nicio problemă. Dar o face de capul lui. Linia de producție, ce are impresia că iese profit de pe ea. Industriile care se fac sunt mărunțite în SRL-uri mărunte. Unii își dă la alții cu profit între interindustrii pe acolo, interramuri, interlanțurile economice. Toți SRL-uri și profită pe acolo. Și la sfârșit îți iese niște prețuri foarte mari de la resurse, la energie, tehnologie, producție, toate alea. Pe lanțurile alea se interpun tot felul de SRL-uri de astea și îți mărește prețurile de se ajunge la niște prețuri incredibile, da? Deci e tot o aplicare marginală a economiei. De-aia ziceți toți, domne, toate s-au scumpit. Domne, nimic nu se mai ieftinește. Salariul nostru e minim, e tot mai mic. Ai ideea. Ăsta e capitalismul, știi? Dacă n-ar fi ideea asta, ar fi proprietate publică și ar fi toți coproprietari și ar ieși treaba foarte bine. Da? Și toată mulțimea asta de SRL-uri, că sunt mai SRL-uri, ESA-uri mai puține, care strase și ea la SRL-uri și fac profit unii și alții pe aici. Da? Toate ți le aplică marginal. Fac pe linia de producție ce vor ei, ce au ei impresia că s-ar vinde. Păi nu așa, bă, dar cu ce ai impresia, rămâi cu pe linia de producție nevândut și nenimica. Mai ai și profit de acolo. Voi aveți salariile minime. Se întâmplă un dezechilibru economic incredibil pe acolo. Dar, băi, eu ți-aș cumpăra, bă, ce ai tu, dar n-am bani. Că tot tu mi-ai luat, sau alt SRL, mi-o dat numai salariul minim și cum să-ți mai cumpăr ție pe acolo? Și în felul ăsta nici productivitatea nu mai e atât de mare. Pentru că n-are pentru cine să mai producă, voi n-aveți bani să cumpărați. Că vi-o luat prin profită reală. Și tot așa, da? Și asta ce înseamnă? Că e cea mai proastă formă de a face economie. Da? Chiar vă întrebați, domnule, dar pe vremea lui Ceaușescu, de ce mergeau, domnule, toate țiralele dracului? Și acum nu. Păi asta e ce v-am spus până acum. E o stare de asta, de proporționalitate a economiei, un echilibru ăsta de economic, și pe bani, și pe tehnologii, și pe resurse, care îl dezechilibrează patronii și guvernul atât de tare ca să facă profitul ăla, că nu merge economia. Voi ori n-aveți de muncă, ori aveți salariu minim, da? Tot dezechilibrat complet. Nu ești după munca ta, nu decizi tu acolo. Da? Decide guvernul, decide patronul, ca să ce? Să facă profit. Da? Și tehnologiile ți le face marginal, nu are adresant, nu întreabă pe nimeni, nu se înțelege cu nimeni pe acolo. Și din cauza asta iese un dezastru. Da? În piață ați văzut că urlă ăla cu castraveții, domne, am adus castraveții în piață și nu s-au vândut. Și aruncă la WC-ul, la gunoi seara. Păi nu te-ai adresat nimănui, că ai făcut de capul tău, știi? În cooperativă te cunoști unul cu altul, da? Cerere, producție și așa. Capitaliștii numai ți oferă și îți face o prostie pe acolo. Este un dezastru, da? O să vorbim despre dezechilibrele astea economice zilele următoare, când o să leg toate deducțiile astea și inducțiile astea logice cu toată societatea. Și să vedeți ce mare dezastru e acolo. No, cu tehnologie eu v-am mai făcut filmulețe din astea. Acum v-am pus în inducție și deducție logică. Să vă puteți extrage ideile alea, de la general la particular, de la particular la general. Da? Totul pornește din proprietate și te structurezi frumos. Da? Azi am luat tehnologiile. Pune tehnologiile în centru și trage concluzii. Da? Cum să fac eu mobila asta de aici și așa? Cum să-mi fac ceva util și comod? Păi te uiți la un lemn, păi lemnul ăla cum îl fac? Păi trebuie un topor. Opa, deci intru la un proces tehnologic, la un procedeu tehnologic. Îmi trebuie o materiologie, să fac lama la topor și o energologie. Îmi trebuie mușchi, să mănânc și să am mușchi, să sparg lemnul ăla. Până îl fac scândură și după care lemn.
Așa e ideea, da? Din general, din tehnologie, pornești din lucruri particulare. Pare copilărie și prostie, dar asta e. Așa se face. Și așa vă iese. Și de acolo o să dați de materiologie, energologie, proces tehnologic, procedeu tehnologic, un randament energetic, un randament mecanic, da? Și așa, lucrurile astea copilărești se aplică la toată industria, la toată economia, la orice. Ai ideea și pe care continuați cu lanțurile economice, da? Cum luăm din pământ, cum producem, cum prelucrăm, cum asamblăm, da? Cum folosim toate astea. Mergi pe lanțul ăsta cu aceleași lucruri, cu materiologie, energologie, proces tehnologic. Așa se structurează toată economia. Pare copilărie, știi? Chiar e. Dar trebuie o țară să faci exercițiu mental până-ți iese.